Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Neamț atrag atenția cadrelor didactice asupra faptului că taberele, excursiile, expedițiile și alte activități de timp liber se vor organiza după noul regulament cadru aprobat de Ministerul Educației în urmă cu 2 zile. Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este aceea că mută decizia privind aprobarea respectivei activități de la Inspectoratul Școlar Județean la Unitatea de Învățământ. A fost eliminată condiția ca documentația necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o lună înainte. Pe de altă parte, regulamentul face distinție clară între activitățile realizate în localitatea în care se află unitatea de învățământ și cele din altă localitate, reducând astfel birocrația. Mai mult, a fost simplificat și formularul prin care părintele sau tutorele legal își exprimă acordul de participare al copilului. Regulamentul stipulează o serie de obligații și pentru toți participanții la tabere sau excursii, elevi, profesori sau părinți. Nu în ultimul rând, acesta permite unităților de învățământ elaborarea unor regulamente proprii, adoptate specificului unităților de învățământ. Regulamentul arată că profesorii care organizează tabere, excursii, expediții și alte activități de timp liber au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor ori preșcolarilor pe durata acestora, inclusiv să se asigure că există acordul părintelui ori al tutorelui legal privind participarea copilului. Pentru asigurarea securității elevilor, cadrelor didactice organizatoare au cel puțin obligația să sesizeze autoritățile componente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate, să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți, să ia măsuri de prevenire și reducere a riscurilor de vătămare a participanților, să adapteze activitățile la vârstă, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor participanți.